spun despre cel mai bogat om pe care l-am cunoscut eu. Da. Da, problema nu e că trăim de azi pe mâine, problema e că gândim de azi pe mâine. Asta este, asta și asta vreau să spun. Bun. Da, să-ți întreb altceva. Asta e partea a doua a podcastului nostru. Intrăm pe partea de oameni. Care dintre invitații tăi ți-a făcut o impresie deosebită și de ce? Sau ai avut o experiență cu un invitat sau cu oricine altcineva sau la radio sau... Toți. Așa. Toți invitații. Pentru că toți invitații care reușesc să-și dea cumva măștile jos. Sinceritatea, nu? Asta e diferența. Asta a fost și șocul meu între televiziune și podcast. Hmm. Pentru că în televiziune discuțiile fiind cumva la suprafață, superficiale, pentru că erau între două pauze de publicitate, eventual. Și tot timpul erai numărat în cască. 5, 4, 3, publicitate. Și trebuia să iei publicitate ca moderator. La podcast ai timp să te desfășori, să intri în povestea omului, să arăți tu omului că îi pasă, că-ți pasă de el și că ești interesat de povestea lui. Și stând la aceeași masă, eu caut oameni cât mai diferiți de mine, pentru că asta vreau să demonstrez prin podcastul ăsta, că oricât am fi de diferiți, avem mult mai multe puncte în comun. Care avem acel Adam global de care vorbeam. Adam global de care vorbeați în podcastul Fain și Simplu pe care l-am registrat, părinte. Și acolo vreau să ajungem. Știi, în momentul în care eu și cu invitatul suntem la același nivel de unitate. De conștiință. Că unii spun energie, că... E foarte important că e ceva personal, înțelegi? E foarte important că este ceva personal și mai ales că este Dumnezeu care ajută să facem treaba asta. Este în firea noastră, dar fără Dumnezeu nu putem. Asta este marea diferență între noi și vestici. Vestici încearcă să facă treaba asta prin ei înșiși. Nu reușesc și de aici drama lor. Chinezii, esticii, încearcă să facă treaba asta prin autoritate. Și ajung la arte marțiale, ajung la marile probleme care sunt acolo, războaie și așa mai departe. Nu o să iasă. Numai prin Dumnezeu se poate. Adică numai prin conștiința veșniciei noastre și prin conștiința unei persoane iubitoare deasupra noastră, care poate să ne niveleze. Poate să ne niveleze și să ne spună că, da, putem să iertăm. Putem să iertăm, pentru că... Cele mai reușite interviuri, podcast-uri, sunt cele în care cel din fața mea reușește să se renunțe la ego. De-aia am zis măști. Da. Spune ego, spune mândrie, spune și să se dăruiască. Știi? Da. Pentru că eu asta încerc să-i ofer. Să-i ofer spațiul ăla de siguranță. Stai în mâinile mele, e podcastul meu, nu ți se întâmplă absolut nimic. Poți să-mi spui orice. Eu nu o să intru cu bocanci în viața ta, pentru că nu e genul meu de a face un interviu. Da. Nu e hard talk. Da. Nu, o întrebare din aia, și acum întrebarea roșie. Da, exact, de 1000 de puncte. Și ăla tremură. Nu așa încerc să intru în viața ta. Da. Și atâta vreme cât îi crezi locul ăsta de siguranță, oamenii de asta au nevoie. Să se simtă Să se simtă singur. Să se simtă iubiți. Oamenii doresc să se simtă iubiți. Și atunci se deschide, atunci înfloresc. Și asta este terapia față de copii. Copiii trebuie să se simtă iubiți. Deci părinții trebuie să-și iubească copiii, cum spuneam, nu trebuie să-și trădeze. Adică, cum spuneam, să le lase la mila tabletei pe copii. Ci efectiv trebuie să iubească. Și iubirea față de copii nu înseamnă că trebuie să le facă toate voile, ci efectiv să-i crească ca pe un copac, ca pe o floare. Eu am mai spus asta, că copiii, da, imaginea momentului, copiii pe tabletă, pe telefon, nu un triumf al tehnologiei. Este un abandon al părinților. Bineînțeles. Este o soluție de avarie. Da. Este o soluție de avarie. Mare, cum se spune așa, mare dramă toată treaba asta. Eu cred că trebuie să ne întoarcem puțin înapoi și din cauza asta să socotesc că jurnalismul, adevăratul jurnalism, trebuie să aibă o menire formatoare.
Adică trebuie să fim foarte responsabili în ceea ce facem. Că trebuie să ne gândim, măi, totuși, eu ce fac acum? Like-uri sau trafic? Vizualizări? Sau încerc să schimb pe oameni în bine? Cum pot eu să schimb pe oameni în bine cu ceea ce fac eu? Cum pot să ajut, eu știu, România sau familia mea sau pe cei din jurul meu, audiența mea? Cum pot să-i fac? Pot să fiu terapeutic față de ei? Asta cred că trebuie să se întrebe orice jurnalist. Și nu neapărat... ceea ce mie îmi place foarte mult, ca și pseudo-jurnalist, este în clipa în care avem un eveniment major, un hram, așa. E, în clipa respectivă, eu nu mă grăbesc, cum să zic, să postez eu primul, nu care cumva să-mi fure cineva știrea. Nu, ci am programul editorial care există. Mă duc programul editorial, mă rog, mă duc la slujbele mele, pregătesc cuvântul de folos care este, pregătesc și fotoreportajul și îl postez. De exemplu, la Buna Vestire a fost vineri sau nu știu când a fost hramul, nici mai țin minte când a fost, și postarea de Buna Vestire o să fie luni. Am postat înainte cu vreo 3 zile un cuvânt de folos referitor la Buna Vestire care pregătea Buna Vestire și luni o să fie fotoreportajul de la Buna Vestire. Înțelegi? De fapt, falimentul ăsta sau explozia asta fake news-ului nu e doar din cauza faptului că nu mai există jurnaliști în meseria asta, în jurnalism. Falimentul e din cauza faptului că am ajuns, pentru că totul trebuie să fie acum, pe loc, live, news, live, în urmă cu câteva momente. Am ajuns să conteze doar cine dă primul. Da. Și groaznic. Și nu cine dă informația. Exact. Sau cineva care poate să-i ajute pe ceilalți. Exact. Da. De ce crezi că oamenii sunt atât de, cum se spun, de ahtiați, de atât de atrași de live, de atrași de... Cred că e ceva, e absurd. Pentru că suntem e o formă de voyeurism. Da, da. Viața ta este atât de nasoală încât vrei să te uiți la un reality show, că de fapt totul este reality show, până și războiul ajuns să fie, da, adică să fie transmis ca un reality show. E groaznic. Asta voiam să zic, că suntem voyeuriști, avem niște vieți atât de cenușii, încât vrem să vedem că și alții au vieți mai cenușii decât, sau au vieți mai cenușii decât noi. Și ne place să vedem asta, să ne vedem asta live, să vedem reality show-uri, să trăim în ele, în loc să ne trăim viața noastră. Da, și de fapt, prin asta, de fapt, noi ne mortificăm pe noi înșine, renunțăm la noi înșine și vrem să trăim viața altora sau să vedem pe alții și că trăiesc mai rău decât noi sau pe alții că trăiesc mai bine decât noi și deci și eu o să trăiesc așa. Asta am încercat să evit prin podcasturile astea pe care le fac. N-am vrut să le dau oamenilor un reality show. Am vrut să le dau realitate, vulnerabilitate din partea invitaților mei, dar nu să se uite la povestea aia și să zică, a, săracul. Da. Ce-o pățit, mamă. Da. Nu voiam să-l arăt dezbrăcat în fața oamenilor. Ci curat. Vulnerabil. Sensibil. Om. Și în momentul în care oamenii se uită la podcasturile mele să vadă că povestea lui este și povestea invitatului meu. Da. Și că sunt atât de multe povești în lumea asta și trăim mulți dintre noi aceleași povești și că niciodată nu e singur. Da. Și că ceilalți sunt ca tine, de fapt. Da. Foarte, total diferiți, dar ca tine. Suferi. Nu e singurul care, da, suferă. Da. Și deci trebuie să ai curaj. Da. Trebuie să ai curaj să înaintezi mai departe. Asta este foarte important. Ai întâlnit pe cineva care pe scenă este o persoană și în realitate este o persoană mult mai frumoasă decât pe scenă sau altă persoană? Înțelegi ce vreau să spun? Da, să știi, și mulți sunt oameni frumoși, toți oamenii sunt. Da, tot frumoși, dar unii sunt extraordinari, să zic așa. Îi adori. Da, și simplu. Și ai vrea să stai cu ei și în momentul în care se deschide camera, se pornește microfonul, le e frică. De fapt, e teama să se arate așa cum sunt. Cum sunt? Că mai sunt astfel de
de oameni. Sau să zică unele lucruri. Bă, nu vreau să zic unele lucruri, că să nu-mi deranjez publicul. Știi? Da. Eu cred că ar trebui depășite lucrurile astea. Și mulți sunt oameni care sunt credincioși, citesc cărți ale părinților biserică, merg la biserică, le teamă să spună lucrul ăsta în direct, să nu cumva să deranjeze care cealaltă parte. Să nu deranjeze pe ei. Și ei, asta e un așa un nor abstract, cenușiu. Păcat, eu socotesc că n-ar trebui să aibă acest complex, n-ar trebui să aibă această frică, care este de fapt o frică animalică, socotesc. Adică, nu, să nu te bun Dumnezeu. Toți avem asta, ni s-a inoculat. Ni s-a inoculat, nu este bine. Asta cred că este unul din marile probleme ale neamului românesc. Complexul de inferioritate. Da. Complexul de inferioritate. Și mai ales un complex de inferioritate față de... Nu există de cineva anume. Eu cred că e complexul ăsta de inferioritate vine și din faptul că dacă ni se întâmplă ceva, ne facem de râs. Și așa este. Am făcut recent un podcast apropo de colaborarea la români. Noi nu suntem nici mai proști, nici mai nu știu, urâți decât alte popoare. Problema noastră este că nu suntem uniți și nu știm să colaborăm între noi într-un interes comun. Așa este. În potențarea unității, în potențarea iubirii dintre noi și în eficientizarea noastră. Noi nu avem echipa României. Asta ne lipsește. Echipa națională a României. Echipa națională a României, formată din români, lipsește. De ce alte popoare care n-au nici cadru natural, nici datele noastre, nici resurse, nici resursele noastre, de ce alții sunt mult înaintea noastră? Pentru că au știut, din puținul lor, să-și împartă puținul ăla și să-l înmulțească. Bun, întrebarea, cum vezi să se rezolve treaba asta? Unitatea. Cum să ne unim? Cum să ne unim? Da, întrebarea asta... roșie. Întrebarea roșie. Mulțumesc, părinte. Te rog să mergi. Cu drag a fost. Cred că vine din un pic de cultivare a încrederii. Nu știu, trebuie a credinței. A credinței. Credința, de fapt, este... A credinței în celălalt prin Dumnezeu. Prin Dumnezeu, cum spuneam, este capitală existența unei persoane divine care poate să ne ierte și să ne ajute dacă celălalt ne atacă sau ne face rău. Exact. Credem noi că ne face și rău. Și dacă ne face rău, ce se întâmplă? Adică că l-am ocălcat pe picior în urmă cu 500 de ani. Da? Vorbeam în podcastul ăsta despre încrederea la români cu un coleg care a spus că am fost trădat, am fost furat de-a lungul carierei. Și i-am pus întrebarea asta la sfârșit. Ok. Ai pierdut un prieten, ai pierdut bani, poate ai pierdut un job. Unde ești în momentul ăsta? Ești mulțumit de locul în care, adică ai evoluat așa, uitându-te la bigger picture, ai evoluat? Zice, da. Și atunci? Dacă ești trădat, dacă ești dat afară, dacă, ce se poate întâmpla? Da, astea sunt viziuni. Dar vorba dumneavoastră, părinte. Un pic mai multă încredere, un pic mai multă credință. Că tot o să fie bine. Da, suntem partea unui tablou mai mare. Exact. Și până la urmă, în bigger picture... E Adam global. Da. Adam global care se reface. Contează, să vede capra vecinului în bigger picture. Nu se vede. Și nici nu contează, de fapt. Nici nu contează. Dar oamenii, din păcate, socotesc că de multe ori gândesc așa material, gândesc oarecum meschin, gândesc că se rezolvă. Deci ei cred că fericirea lor e, să spun despre cel mai bogat om pe care l-am cunoscut eu. Da. Da, problema nu e că trăim de azi pe mâine, problema e că gândim de azi pe mâine. Asta este și asta vreau să spun. Și în timpul în care România era un eveniment să ai o mașină, o fată frumoasă, tânără, într-o mașină și mare și străină, toate astea, și nouă, deci într-adevăr o mașină, se oprește la stop. Și sare din șanț un puradel, așa, se face geamul, pune și bec,
Și după care se apropie de geamul fetei și bate la geam și întinde mânuța. Se coboară geamul jos și zice, fata zice, n-am, dăm tu. Și atunci micul copil de țigan bagă mâna în buzunar și dă toți banii pe care avea la el, toți. Așa o rușine m-a apucat, zice fata care mi-a povestit toată întâmplarea, că am demarat de acolo să mă vadă nimeni. Și acest om era cel mai bogat om din viața pe care l-am cunoscut eu, pentru că era omul care nu avea nevoie de nimic. Era omul care toată averea lui și-a dat-o și care era foarte greu să facă aceeași avere. Da? Sigur că am cunoscut alții cu multe zerouri, dar nu asta vreau să insist. Vreau să insist asupra puterii persoanei, asupra puterii unui om, puterii unui copil de țigan care spăla mașinile la intersecție. Da. Asta și astfel de exemple, bine, asta e cum îi spune, e așa un exemplu neștiut, nevăzut. Astfel de exemple ne pot ajuta să fim mai buni odată, dar dincolo de asta trebuie să avem exemple, cred că trebuie să avem oameni care să ne capaciteze să fim mai uniți, să fim mai uniți. Și acest lucru eu socotesc că se poate face în biserică, dar biserica trebuie să socotesc. Știu că sunt niște capacități foarte mari în neam, dar se uite pe aiurea, se uite până alte părți. Biserica română la ora asta se află într-un moment foarte bun, dar foarte sensibil. Foarte sensibil pentru că e nevoie de puțină mai multă, să zic așa, implicare în cotidian, să o cotesc eu. Cred că. Eu, uitându-mă la bigger picture, eu cred că bisericii i-a mers bine atunci când i-a fost greu. Da. Totdeauna vrem de prigoană, atunci au ieșit sfinții. Atunci au ieșit sfinții. Acum, eu nu doresc ca bisericii să meargă greu, pentru că nu știu dacă oamenii au capacitatea duhovnicească necesară să reziste la o prigoană astăzi. După cum m-ai spus, m-ai confirmat știrea asta, adică deci 20% din oameni se apere România. E puțin, după părerea mea. Da, însă eu n-aș merge, cred că știrile negative, nu cred, da. Sunt sigur, e cercetare, că știrile negative oricum circulă mai repede, sunt mai înșeruite decât alea pozitive. În teorie, dacă mâine ar începe războiul, ai apăra România, 20% au zis că, doar 20% au zis că da. Ar sta să o apere. Dar eu cred că, în realitate, Doamne ferește să se întâmple. Da, n-o să în se realitate întâmple, da. N-ar fi așa. Eu sunt cu siguranță, eu cred că e undeva un subconștient sau o conștiință. Da. Adam global. Un Adam al nostru, da? Care încă e acolo. Da. În perioade grele. Știi de ce cred asta? Pentru că poporul ăsta, și zic exemple din viața mea, a fost cel mai unit în momente grele. Revoluție, ajutorarea refugiaților din Ucraina. Ajutorarea refugiaților în momente grele, da. Moartea regelui. Da, da, da. A fost fenomenal atunci. N-am văzut, am înțeles că a fost ceva extraordinar. Eu cred în asta. În teorie, da mă, ce a făcut țara pentru mine? De ce s-o apă? Dar în realitate eu cred că încă eu... Și eu am o mare nădejde în poporul român, dar aș dori mai mult, să știi, pentru că îmi iubesc neamul. Problema noastră nu este să ne unim când e greu, da. O facem. Da, da. Și știm că o să o facem. Problema noastră este să ne unim când e bine. Da, așa este. Și mai ales să nu ne dăm la picioare unii altora în halul în care ne dăm. Asta e mare problemă. Asta e mare problemă. Bine, mulțumesc pentru cea de-a doua parte a podcastului. Să ne ajute Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pentru că cei Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, se numește pe noi. Amin.